Părere? Nu. Pe mine mi-e interesant de când eram încă mai tânără ca tine. Când eram prin clasa 8, am ajuns la concluzia că noi oamenii n-am apărut la maimuță, n-am apărut. Noi suntem prin selecție făcuți de alți oameni care au venit de pe alți planeti. Extraterestre. Da. Fiindcă, deși eu mă văzut pe asta, fiindcă noi oamenii nu suntem adaptați la pământ ca animalele. Animalele sunt adaptate, dar noi nu suntem adaptați complet. Că noi atmosfera ne apasă, noi de un numit timp ne dor genunchile, ne dor încheiturile, ne apasă atmosfera. Timpul noi, mai pe scurt, eu la așa am zis, de la extraterestri. Au făcut selecție, nu știu, din prin cu animale, cu, cum se cheamă asta, cu alor și cu animale, cum se numește și ea, dâncau. Cu dâncau lor și animalelor, ori prin altceva, dar așa. Cred că asta a fost o evoluție. Evoluție. O evoluție din ce? De la embrion, de la microb, maimuță și așa mai departe. De la maimuță la neandertal. Dar cum am apărut? De la Dumnezeu. El ne creează, El ne e. Ne duce acolo. Din țărna aici și în țărna ne duce. Da. Cum am apărut? La Adam și Eva sau de la Dumnezeu? Două variante. Și nu știți? Fiecare are versiunea lui, de asta am vrut să aflăm cât mai multe persoane. Da? Și versia au. Știți să dați scriptură? Acolo scrie clar și l-a murit. Noi am apărut oameni după versiunea științifică, creează, mă rog, așa, dar de la maimuță. Da, de la maimuță, dar din versiunea religioasă creează de Dumnezeu. Și dumneavoastră cum credeți? Care e părerea dumneavoastră? Eu mă țin de părerea științifică, dar oricum nu mă dau înături de părerea religioasă. Că teoria creaționistă și mie plauzibilă de la Dumnezeu. Dumnezeu a creat omul, în situație l-a creat pe Adam, apoi din coasta lui Adam a creat-o pe Eva și atât fel a apărut omenirea. Și întrebare interesantă. Asta e răspunsul meu. Poate aveți versiunea dumneavoastră. Vă satisface? Nu. Cum? De exemplu, unii cred că de la extraterestri, alții spun că de la maimuț, alții de la Dumnezeu, de când s-a format Adam și Eva. Eu spun de la evoluție. Înțelegeți cum vreți. Mulțumim. Tot se rezultă prin evoluție. Eu sunt părtașa teoriei evoluționiste. Mulțumim frumos. Am auzit că pe bărbații de la maimuți și fetele din cosmos. Aș spune, dar sunteți un tic. Oare? Dar nu-mi mășcăți. Orbinie! Da, bucurie! Să gătăștea! Drăguță, nu la acum, ea am citit și terminat Biblia. De la Adam și Eva. Început cu mine. Mulțumesc frumos!